Dragi cetățeni ai municipiului Moinești, iată-ne astăzi, la sfârșit de an, un an care a creat destule probleme, dar și un an cu multe realizări aici la, la Moinești. Știm cu toții prin ce, prin ce perioadă am trecut în acest an, datorită acestui virus care s-a bătut asupra întregii lumi. Am avut de suferit și noi, municipiul Moinești, din această cauză. Am luat măsurile care s-au impus, atât de la centru, cât și cele care le-am considerat noi de bine pentru cetățenii municipiului Moinești. Iată-ne astăzi că ne apropiem de o uh, vaccinare a populației, pregătim și noi acele centre de vaccinare împreună cu Spitalul Municipal de Urgență, cu DSP și sper că uh, cât de curând să se întâmple acest lucru pentru a aferi populația de acest virus și a pune în siguranță orice cetățean care trăiește pe teritoriul Municipiului Mâinești. Pe lângă această problemă care a creat destul disconfort, a creat cheltuieli majore ce nu au fost prevăzute la începutul anului, am realizat și o dezvoltare a Municipiului Moineș prin proiectele pe care le-am început în anii trecuți, dar și prin cele pe care le-am inițiat în acest an. Pot da exemple aici destule pentru că am accesat fonduri europene care au fost la dispoziție în perioada de finanțare 2014-2020 și mă refer aici la înveloparea clădirilor publice și trebuie să ținem cont că tot învățământul din Municipiul Mâinești va fi modernizat prin crearea unor noi condiții în procesul educațional. Avem proiecte la toate școlile din municipiul Moinești, știți cu toții, valoarea este de aproape 8 milioane de euro, la Grigore Cobălcescu, la Liceu, la școala Ștefan Luchian, la George Enescu, le vedeți și dumneavoastră cum arată acum față de cum arătau în anii trecuți, la școala Văsăiești, am și construit o grădiniță nouă în, în apropierea străzii Costache Negri, lângă judecătorii, care este la cheie, să spun așa, urmează recepția și să mutăm copiii de la grădinița care funcționează astăzi la parterul Creșe pentru a extinde și, extinde și Creșa, având și acolo un proiect. De asemenea, investițiile au fost majore și în sănătate în municipiul Mâinești. Știți cu toții turismul medical care este creat în municipiul Mâinești ca urmare a serviciilor oferite de Spitalul Municipal și am accesat și aici 2 milioane de euro din fonduri europene pentru, pentru dotarea ambulatorului de specialitate, dar și un proiect pe Compania Națională de Investiții, care este în derulare, 6 milioane 500 de ron, pentru extinderea unității de primiri urgențe. De asemenea, am dotat spitalul cu ajutorul Ministerului Sănătății cu aparatură în valoare de 3 milioane de lei, unde a avut contribuție și Consiliul Local 10%, adică 300 de mii de lei. Urmează un alt proiect acolo la, la spital, o clădire nouă cu cinci etaje, tot prin Compania Națională de Investiții. Acest obiectiv în momentul de față se află pe lista sinteză și urmează să se finalizeze studiul de fezabilitate pentru a demara și acolo procedurile pentru construirea a ceea ce vă spuneam. Pe lângă educație și sănătate, am lucrat în mod deosebit la acel proiect pe mobilitate urbană, care este și singurul, de altfel, din ADR Nord-Est în acest domeniu. Știm cu toții, fața municipului să va schimba prin implementarea acestui proiect, un proiect care cuprinde, pe lângă uh, realizarea uh, reparațiilor din incintele de blocuri, cu pavaje, borduri, bănci, coșuri, iluminat ornamental, Realizarea de trotuare noi în toată zona urbană a Municipiului Măinești, mă refer aici în Strada Tudor Vladimirescu, Libertății, Ion Creangă, Zorilor și Vasile Alexandrii, cu carosabil nou, acele piste de biciclete vreo 10 km până la uh, capătul străzii Mihai Eminescu din Găzărie. Uh, strada Mihai Eminescu de, a, de, a, de, a, de altfel va avea și trotuare noi, preluare de ape pluviale. De asemenea, sistem de supraveghere, pistele de biciclete vor avea un sistem de supraveghere, cât și modernizarea iluminatului public din, din zona centrală. Am obținut și de la fondul de mediu 10 miliarde, un milion de ron, care acum este în procedură de achiziție. Vom dota toate cartierele Hangan, văsăiești lunca cu lămpi noi pe LED, urmând accesarea unui alt proiect în anul ce urmează pentru a schimba în tot orașul lămpile care astăzi sunt învechite și au apărut aceste lămpe LED care reduc și consumul de, de energie. Tot prin fonduri guvernamentale la Compania Națională de Investiții avem acum în derulare o procedură pentru realizarea pe sediul fostului Strand a unui bazin de nod didactic. Deja este în licitație publică la Compania Națională de Investiții. Ofertele se depun până pe 18 ianuarie. Am scos și noi la licitație, acum este în procedură un teren de sport la Liceul Cobălcescu, vă spuneam că investim în educație, având în vedere că toate terenurile de sport de la școli au fost modernizate în ultimii doi ani, mai era acest teren de la liceu și are o valoare de 700.000 de lei și deja au fost depuse șase oferte, urmează să le evaluăm și să stabilim constructorul. Sunt sigur că undeva în mijlocul verii acesta va fi finalizat. Ne propunem și în viitor să accesăm fonduri pentru că se deschide axa de finanțare 2021-2027, vor apărea ghiduri, dar nu am stat degeaba. Deja lucrăm la un studiu de fezabilitate și după care proiectul tehnic și acesta finanțat tot de ADR Nordies din banii care au rămas necheltuiți în perioada de până în 2020. Am fost primi acolo și iată că astăzi deja. Deja a fost avizat acest proiect de continuare a mobilității în municipiul Măinei, se cheamă Mobilitate 2, pentru că drumul național va fi modernizat cu trotoare și preluare de ape pluviale, dar și repararea podurilor de la gară, care trece peste calea ferată și de la intrare dinspre Bacău, pe strada atelierilor, cât și realizarea unei pasarele la deasupra gării, pentru că cetățenii din Caterile Miclească a sunt deseori în postura de a nu putea veni în centrul orașului din cauza trenurilor care se află în gara, atunci am considerat că trebuie și o pasarelă în acea zonă. Pe lângă toate acestea vom continua și pistele de biciclete de la avion de la sensul geratoriu până la sensul geratoriu de pe Mihai Eminescu, sensul geratoriu nou construit. Vă pot spune că în acest an am avut sprijinul guvernului, guvernului liberal, din care fac și eu parte, pentru că știți cu toții la începutul anului nu aveam asfaltat drumul național 9,6 km din martie până în mai am asfaltat cei 9,6 km cu ajutorul ministrului transporturilor, domnul Lucian Bode și cu sprijinul senatorului Viorel Ilie m-au susținut în acest demers și iată astăzi drumul este asfaltat marcat, de asemenea un lucru foarte important tot cu sprijinul domnului senator a fost că în momentul de față avem în... realizăm daliul la hotel este istoric acest moment pentru municipiul Moinești și a fost punctat și de vizita Ministrului Sănătății, domnul Nelu Tătaru, aici la Moinești. De atunci s-au început demersurile și acum, pe 31 uh, decembrie, trebuie să predea proiectantul Daliu, cât și expertiza tehnică. Sunt sigur că în anul ce urmează va, vom trece la proiectul tehnic și aici va, uh, va, se va moderniza această clădire și vom uh, construi o secție sanatorială balneară, așa cum am denumit-o, cu împărțirea în două a acestor clădiri, pentru că știți că am mai dat o parte din clădire, cea cu șapte etaje, Corpul B, la Agenția Națională pentru Locuințe, să creem și locuințe pentru cei din sănătate, medici, asistente, pentru a realiza un act medical și pentru a realiza ceea ce ne-am propus la acest sanatoriu balnear, trebuie cadre medicale. Pentru acest lucru trebuie să le oferim și, și locuințe. Sunt sigur că vom realiza tot ceea ce am spus. Uh, mai avem proiecte pe care o să le vedeți la timpul potrivit pe parcursul anului ce urmează. Eu trebuie să vă mulțumesc că în acest an au avut câteva uh, tururi de alegeri, au fost alegerile locale, alegerile parlamentare. Să vă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea și sper să nu dezamăgesc. Am dovedit acest lucru și am fost reconfirmat cu un procent de aproape 60%. Înseamnă că uh, lucrurile sunt într-o direcție bună. Consilierii locali aleși sunt și alături de, de executiv, realizăm lucruri bune, sunt sigur că în anii ce urmează se vor uh, vedea ceea ce am spus în campania electorală, ceea ce... Noi cu toți ne dorim un trai mai bun cetățenilor municipiului Moinești. Pentru că ne aflăm la sfârșit de an, trebuie să vă urez să aveți în primul rând sănătate, să treceți peste această perioadă dificilă, cu sprijinul nostru, cu sprijinul celor de la nivel național, să mulțumim medicilor, nu numai din Moinești, cadrelor medicale, nu numai din Moinești, de la nivel național, pentru că fără ei nu am fi trecut această perioadă dificilă. Să mulțumim și celor care se ocupă de tot ceea ce înseamnă situa situații de urgență de la nivelul județului, Comitetul Județean, Comitetul Local, pentru situații de urgență de aici, de la Moinești, care ne-au fost alături și iată că am evitat să, să avem pierderi și să avem un grad de îmbolnăvire a cetățenilor municipiului, municipiului Moinești, niciodată n-am trecut de 1,8, ceea ce înseamnă că am luat măsurile ce s-au impus la timpul potrivit. Pe lângă sănătatea pe care vă doresc, vreau să vă spun să realizați tot ce este mai bun alături de cei dragi, să fiți alături de primăria Moinești așa cum ne dorim și sunt sigur că suntem și noi alături de dumneavoastră, să aveți un an mai bun și de asemenea un călduros la mulți ani.